Derbiul din Liga a 4-a dintre CSM Dunărea și Arsenal Malu a fost unul destul de palpitant pentru cei prezenți pe stadion. După ce la pauză scorul a fost de 0-0, în repriza a doua, echipele adverse s-au mobilizat și au oferit spectacol suporterilor. Când deja nu mai exista nicio șansă ca CSM Dunărea să învingă, aproape de finalul meciului, când scorul era de 2-2, dunărenii au înscris ultimul gol care le-a adus victoria. Foarte greu. E bine că băieții au avut riadă de caracuș și au venit de la 10-3. La joc nu e mulțumitor, dar rezultatul lucrător că am câștigat cele trei. Următorul derby pe care îl va juca CSM Dunărea va fi în deplasare în 12 octombrie cu ASR al Vărăști.